Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Orice om care dorește să fie mântuit trebuie să fie născut din nou sau de sus. Oricine crede că Iisus a murit, a fost îngropat și a înviat, e mântuit și astfel o nouă făptură. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, că toate lucrurile s-au făcut noi. Căci, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. De voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Acum că prin credința în Iisus Hristos am devenit o nouă făptură, am devenit un nou om, suntem născuți din nou, născuți de sus, am primit o nouă identitate. În continuare, ne vom uita la caracteristicile noi identități pe care au primit-o toți aceia care cred în Iisus Hristos și au demonstrat acest lucru prin faptul că s-a pocăit, s-a botezat în apă și a primit darul Sfântului Duh, așa cum ne cere Iisus Hristos. Ești neprihănit. Primul lucru pe care trebuie să înțelegem este că astăzi pe acest pământ se află doar două feluri de oameni în fața lui Dumnezeu: neprihăniți și răi. Tu ce ești? Dacă crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, ești deja neprihănit. Nu vei deveni neprihănit după ce mor, ci ești deja neprihănit. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărui strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Neprihănirea ni se dă din momentul ce credem, nu după ce murim. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii.
pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Trebuie să fim socotiți neprihăniți ca să putem fi mântuiți. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Care neprihănire poate fi mai mare decât a acelor oameni religioși? Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănire. Ești sfânt. Ca și neprihănirea, sfințenia nu se primește după moarte, ci face parte din noua identitate a credinciosului. Primul lucru pe care trebuie să înțelegem e că nu noi ne sfințim, ci Dumnezeu ne sfințește. Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, motivul pentru care suntem buni nu e ca să devenim sfinți, ci pentru că suntem sfinți. Aceasta e noua noastră natură. Un sfânt face lucruri bune. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. În numele Dumnezeului, Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Și eu însă mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Sângele lui Iisus Hristos sfințește, nu faptele noastre bune. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna.
și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale lui Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Doar după ce înțelegem că suntem sfinți, vom și trăi ca niște sfinți. Iar motivul pentru care trăim ca niște sfinți e ca să vestim puterea minunată a lui Dumnezeu de a transforma pe oameni din păcătoși în sfinți. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu se pomenească între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Suntem mântuiți. Mântuirea nu e un lucru pe care îl experimentăm după ce murim, ci e ceva ce primim odată cu credința în Iisus Hristos. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapt, ca să nu se laude nimeni. Cei care au o nouă identitate în Iisus Hristos au toate lucrurile de care au nevoie ca să trăiască o viață de biruință pe acest pământ. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu,
care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință, în Hristos, și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește zi de zi. O totul în Hristos care mă întărește. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Avem pacea lui Hristos în noi. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspemânt. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Credința nu se cere, ci se primește atunci când primești noua identitate. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Pentru că majoritatea oamenilor nu știu că păcatul nu mai are putere asupra lor, ei trăiesc ca și cum Hristos nu ar fi murit niciodată pentru păcatele lor. Păcatul nu mai are putere asupra noastră. Nici de cum. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru că trupul păcatului se fie dezbrăcat de puterea lui,
în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, o nouă identitate înseamnă că Dumnezeu e în noi. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, știind că Dumnezeu e în noi, niciodată nu va mai trebui să ne rugăm ca El să fie prezent în viața noastră. El niciodată nu ne va părăsi, fiindcă e în noi. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Și Cel ce ne-a făcut pentru noi aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Nimic nu ne poate despărți de Dumnezeu. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va putea smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-ai dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Suntem fii de Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, căci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Dumnezeu ne descoperă toate lucrurile,
Dar, după cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrările adânci ale lui Dumnezeu. Căci, cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Avem autoritate în numele lui Iisus. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, și își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Căci armele cu care ne luptăm nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surupe întăriturile. Suntem binecuvântați și blestemul nu mai are putere asupra noastră. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă, în Iisus Hristos. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor,
în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că, având totdeauna lucrurile în destul, să prisosiți în orice faptă bună. Prin rănile lui Iisus Hristos am fost, suntem și vom fi vindecați. Dar El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobiți pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Seara au adus la Iisus mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Dacă îți dorești să trăiești aceste lucruri despre care ai citit și ai ascultat din cuvântul lui Dumnezeu, atunci primul lucru pe care trebuie să-l faci e să fii conștient de cine ești în Iisus Hristos, care este noua ta identitate, acum că Dumnezeu te-a mântuit. Cum te vezi, așa vei și trăi. Mă rog ca Duhul Sfânt să vă deschidă ochii inimii, ca să vă facă cunoscut tot mai mult identitatea lui Iisus Hristos în voi, ca astfel să trăiți o viață în care să glorificăm pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați!